Și vom citi Epistola către Galatei, capitolul 5, versetul 16 și 17. Lecția noastră este despre plinătatea Duhului și astăzi vom învăța cum să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Galatei, capitolul 5, versetul 16 și 17, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: deci, zic, umblați călăuziți de Duhul și nu împliniți poftele cărnii, căci carnea puftește împotriva Duhului și Duhul împotriva cărnii și acestea sunt opuse una alteia ca să nu puteți face tot ce voiți. Amin. Săptămâna trecută am început această lecție, lecția 20, despre plinătatea Duhului. Lecția 19 a fost despre darurile Duhului Sfânt și, în mod deosebit, darurile de slujire. Celelalte daruri, semne, au încetat în primul secol, odată cu apostolii, dar am învățat despre darurile de slujire ale Duhului Sfânt și acum învățăm despre cum să ne lăsăm controlați de Duhul Sfânt. Evident, asta va face să fie eficientă și folosirea darurilor, dacă lăsăm pe Duhul Sfânt să ne controleze întreaga viață. Deci, haideți să vedem cu câteva întrebări de recapitulare, câteva adevăruri pe care le-am învățat la începutul acestei lecții săptămâna trecută, și anume lecția 20. De asemenea, avem un verset de memorat în fiecare lecție la început. Săptămâna trecută am citit acest verset, Efeseni 5:18, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbădare, împotrivă fiți plini de Duh. Deci avem această poruncă. Nu este un verset greu de memorat acesta. De asemenea, aveți versete de memorat și pe calendarul nostru. Dar este bine să ne amintim această poruncă. Deci, la începutul lecției 20 am învățat despre voia lui Dumnezeu și despre înțelegerea voiei lui Dumnezeu. Acolo, în cartea Efeseni, am amintit versetul 18 acum, ca și verset de memorat pentru lecția aceasta, dar versetul dinainte, pe care l-am citit săptămâna trecută, spunea: de aceea nu fiți nepricepuți și înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Care este voia lui Dumnezeu? În acest context, versetul 18 vine și spune: care este voia lui Dumnezeu? Nu? Tocmai ce am zis înainte, da? Efeseni 5:18. Să fim plini de Duh, da? Deci versetul 17 spune: nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Și apoi versetul 18 spune: nu vă îmbătați de vin, nu aceasta este voia lui Dumnezeu, aceasta este destrăbălare. Și aici este inclus orice lipsă de control al firii noastre, a trupului nostru, a vasului acesta de lut. Este destrăbălare. O substanță, alți oameni, alte lucruri pun stăpânire pe tine. Este destrăbălare. Da? Ci fiți plini de Duh. Fiți controlați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci, aceasta este voia lui Dumnezeu. Sigur, vorbim în acest context. Sunt mai multe lucruri exprimate în Biblie care sunt voia lui Dumnezeu. Sfințirea voastră. S-a amintit și alte lucruri. Dar acum vorbim în lecția aceasta și în pasajul pe care l-am citit săptămâna trecută. Deci, spune care este voia lui. Da, cuvântul spune, da, tocmai de acolo. Cuvântul a spus. Da. Tocmai asta am citit și noi, Efeseni 5:18, fiți plini de Duh. Da. Bun, am o altă întrebare. Uneori, poate auzim oameni care spun, dar e greu să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, de unde să știm ce vrea Dumnezeu de la noi? Poate că și noi uneori ne gândim sau zicem: a, nu sunt sigur dacă fi să fac asta sau să fac aia la altă. Nu pot să înțeleg. Putem să aflăm voia lui Dumnezeu sau este greu să aflăm voia lui Dumnezeu? Ce credeți? Cum? Este ușor, zice Beniamin. Acum nu este chiar așa ușor, că uneori noi înșine avem probleme, dar nu pentru că n-ar fi ușor, ci pentru că nu suntem de acord cu ea. De multe ori când zicem, nu înțeleg. Cuvântul lui Dumnezeu spune să aduci a 10-a parte din tot ce câștigi tu. Păi eu
de lei pe lună. 5 milioane jumate să aducă în fiecare lună. Nu înțeleg, zice omul. Nu înțelegi? Ba, înțeleg. Dar nu sunt de acord. Nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei. Dacă te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce și peste... Nu înțeleg, nu se poate așa ceva. Ba, înțelegem, e ușor de înțeles. Dar nu suntem de acord. Vrem să spunem, n-ar trebui să fie altfel. Da? Și în cazul acesta, voia lui Dumnezeu spune, nu fiți nepricepuți. Da? La Lidia la sat este o vorbă, să nu fii nătâng. Da? Cam așa. Nu știu dacă aici se folosește asta. Da? Nu fiți nepricepuți. Înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu nu este să faceți tot ce vrea trupul vostru în viața asta. Aceasta este destrăbălare. Inclusiv să vă dedați la băuturi și la alte lucruri. Ci voia lui Dumnezeu este să vă lăsați controlați de Duhul Sfânt. Vă amintiți ilustrația pe care a folosit-o lecția aceasta la început ca să ne învețe cum ne controlează Duhul Sfânt? Cu umblânzirea cailor. Da? Un cal nărăvaș care nu ți-l lasă să-l pui căpăstru și să-l conduci tu unde vrei și apoi cu multă răbdare și cu pricepere este îmblânzit. Și așa Dumnezeu vrea să ne îmblânzească pe noi, să renunțăm la acea căpățânare și la eul nostru și la voia noastră și lăsăm pe Duhul Sfânt să ne pună căpăstru și să ne conducă la stânga, la dreapta, stai pe loc, mergi înainte și așa mai departe. Și acum am răspuns și la întrebarea asta care vreau să vă pun, dar hai să vedem. Deci putem să aflăm voia lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea în acest pasaj, în acest context al lecției, să fim plini de Duhul Sfânt. Ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? Ce înseamnă? Ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? Să te lași controlat de Duhul Sfânt. Plinătatea Duhului Sfânt înseamnă controlul Duhului Sfânt. Așa cum am spus cu acei cai care sunt îmblânziți și nu mai sunt sălbatici, ci se lasă controlați, se lasă stăpâniți. Da? Renunță la mândria lor, renunță la eul lor și se lasă să se pună șaua pe ei. Și căpăstrul în gură și atunci devin robi. Și omul atunci face ce are nevoie cu ei și îi folosește. Și sunt foarte folositori. La cei sălbatici nu sunt folositori. Sunt frumoși, așa se vezi în natură, faci o poză, două, dar nu-ți folosesc prea mult. Bine, astăzi aș vrea să mergem mai departe. Deci la punctul 1 roman am învățat înțelegerea voii lui Dumnezeu. Să nu ne învățăm de bine. Este clar lucrul acesta. Am discutat puțin mai mult săptămâna trecută și acele nuanțe, că unii spun, a, dar o bere, dar să ciocnești un pahar la Revelion, la ziua cuiva, nu știu ce, a, bere fără alcool, acum, și toate lucrurile acestea. Da. Dumnezeu spune să stai departe de orice ți se pare rău și să nu fie o pricină de potignire pentru nimeni, pentru că toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Da? Și nu toate zidesc. De asemenea, am învățat săptămâna trecută că aceste două porunci nu se completează una pe alta și nu au legătură, ci sunt în contrast. În contrast. Să fii plin de Duhul Sfânt nu înseamnă să fii ca și un om beat, care nu se mai controlează. Îl controlează alcoolul, tot așa acum Duhul Sfânt te controlează, dar în manieră cu totul opusă. Cine este plin de Duhul Sfânt nu este ca și unul care este plin de must. Să facă gălăgie, să nu poată să se stăpânească, din potrivă, când Duhul Sfânt te controlează. Vă amintiți ce exemplu am dat din Biblie săptămâna trecută, ca să arăt asta, un om care a fost stăpânit de demon și apoi a fost mântuit? Îndrăcitul din Gadara. Era gălăgios, legat în lanțuri, făcea mare zarbă, și după ce a fost mântuit, spune, oamenii s-au mirat că l-au văzut cu minte, întreg la minte, stătea jos, liniștit. Acesta este Duhul Sfânt. Bine, la punctul 2 Romani,
Aveți încă pe pagina de săptămâna trecută, începe lecția de astăzi, sau, mă rog, sesiunea de lecția de astăzi, înțelegerea modului în care suntem umpluți de Duhul Sfânt. Fiți plini de Duh. Efeseni 5:18. Mai întâi, la punctul A, trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt locuiește în fiecare credincios. Noi am învățat în adunarea noastră aici despre cele trei lucrări ale Duhului Sfânt și lecția aceasta nu are acest scop. Locuirea cu Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt și plinătatea Duhului Sfânt. Și nu vreau să le adâncesc acum, dar mai întâi aici vorbim despre plinătatea Duhului Sfânt și acum spunem mai întâi trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt locuiește în fiecare credincios. Și avem câteva versete pe care să le citim și haideți să vedem cum facem de obicei, dacă putem să citim când unul, când altul, împreună, cu voce tare și clar. În Roman, capitolul 8, avem câteva versete, dacă poate cineva să citească versetul 7, versetul 9 și versetul 11, în Epistola către Romani, capitolul 8. Ce vom zice, dar este legea păcat? Roman 7. Romani 8. Romani 8, versetul 7. Fiindcă mintea carnală este dușmanie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate fi supusă. Dar voi însă nu mai sunteți în carne, ci în Duh, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește cu adevărat în voi. Acum, dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi... Versetul 11. Dar dacă Duhul celui care l-a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, El, Cel care l-a înviat pe Hristos din morți, va da viață și suferilor voastre muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi. Da? Deci aici vorbește despre locuirea Duhului Sfânt în credincioși. Spune, dacă cineva nu are Duhul Sfânt locuind în el, nu vorbește că este controlat, este plin, este total supus Duhului Sfânt, ci vorbește despre a avea Duhul Sfânt locuind în tine. Dacă cineva nu are Duhul Sfânt locuind în el, nu este al lui Dumnezeu. Voi aveți Duhul Sfânt locuind în voi. Da. Și de aceea Duhul Sfânt poate să și învieze. Să ne învieze. Hai să citim și 1 Corinteni 6, versetul 18 până la 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt și Duhul Sfânt al Dumnezeu locuiește în voi, l-aveți în voi, Duhul lui Dumnezeu. Da. Toți credincioșii, se adresează tuturor credincioșilor. Credincioșii din Corint nu erau niște credincioși care se lăsau controlați de Duhul Sfânt. Ei erau lumești, ei erau prunci, ei aveau diferite certuri și multe probleme. Dar Pavel spune, voi toți aveți Duhul lui Dumnezeu în voi. Toți cei mântuiți au Duhul lui Dumnezeu locuind în ei. Dacă ești creștin, ai Duhul lui Dumnezeu. Deci, nu trebuie să te rogi. Da? Sunt anumiți oameni care se numesc creștini, spun, trebuie să te rogi să primești Duhul Sfânt. Trebuie să vorbești în limbi, să primești Duhul Sfânt. Biblia nu spune așa ceva. Spune, dacă ești creștin, Duhul Sfânt locuiește în tine. Dacă nu ai Duhul Sfânt, nu ești al lui Dumnezeu. Nu ești mântuit. În momentul mântuirii, Duhul Sfânt vine și locuiește în tine. Nu trebuie să stăruiești pentru asta. Și am pus un alt verset care, un pasaj care certifică, confirmă lucrul acesta și o să vă citesc în Efeseni, capitolul 1, versetul 13 și 14. Epistola către Efeseni, capitolul 1, versetul 13. În el, în Iisus, v-ați pus și voi încrederea după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre și în care ați și fost pecetluiți după ce ați crezut cu Duhul Sfânt al promisiunii, care este garanția moștenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt sub stăpânirea lui Dumnezeu. În momentul în care am crezut, am auzit Evanghelia și am crezut,
am fost pecetluiți, însemnați, ștampilați cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este garanția că suntem ai lui Dumnezeu. Este arguna pe care Dumnezeu a pus-o, a dat-o pentru noi. Deci Duhul Sfânt locuiește în noi, trebuie să înțelegem asta. Nu este vorba despre a avea Duhul Sfânt, este vorba, cum spunea cineva, dacă ești creștin, ai Duhul Sfânt. Problema este, te are Duhul Sfânt pe tine? Îl lași tu să aibă El viața ta? Da? Asta înseamnă plinătatea Duhului Sfânt. Să fii mântuit înseamnă că ai Duhul Sfânt. Să fii plin de Duhul Sfânt înseamnă ca Duhul Sfânt să te aibă pe tine. Duhul Sfânt să aibă controlul asupra vieții tale. Da? Sunt două lucruri diferite. Deci, mai întâi, știm că toți cei mântuiți suntem locuiți de Duhul Sfânt. Acum, umplerea cu Duhul Sfânt necesită sau implică două discipline foarte importante. Prima disciplină este predarea voinței noastre ca să fim plini de Duhul Sfânt, care am spus că este controlul Duhului Sfânt asupra vieții noastre, trebuie să nu mai avem noi să ne conducem viața. Deci, trebuie să, asta este o disciplină, să predăm controlul vieții noastre și nu facem deloc ușor lucrul acesta. E exact ca și un cal sălbatic, care nu se lasă deloc ușor îmbrânzit și călărit. Și nu se lasă deloc ușor să pui șaua pe el și să mergi unde vrei tu cu el. Și nici să-i pui zăbana în gură și căpăsc peste cal. Da. Nu știu dacă ați observat vreodată, eu n-am observat pe film. Am văzut filmări, am văzut la televizor. Un cal sălbatic și în momentul în care îi se pune căpăstul, zăbala pe el, parcă este altul. Dintr-o dată, parcă a ieșit Duhul din el. Dintr-o dată este total schimbat, este altul. Gata, nu mai face nimic. S-a liniștit, te urci pe el și te duci unde vrei. Dintr-o dată, este... nu mai te-a pus acel propos. Da? Deci, umplerea cu Duhul Sfânt implică mai întâi predarea voinței. Și haideți să vedem aici ce spune Romani 12 cu 1, că trebuie să facem cu trupurile noastre. Romani 12 cu 1. De aceea mă îndemn, fraților, în învierea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă sfântă, fie plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este slujirea voastră. Da. Aceasta este slujirea duhovnicească, da? Spirituală. Deci ce trebuie să scriem aici? Ce să facem cu trupurile noastre? Să le aducem ca o jertfă vie. Ce înseamnă asta? Jertfele erau junghiate. Dumnezeu i-a spus lui Avram să-l aduci pe fiul tău ardere de tot. Erau omorâte, erau sacrificate. Dumnezeu nu vrea să ne omorâm pentru El. Dumnezeu vrea să trăim pentru El, dar ca și cum am fi morți față de noi, față de voința noastră, față de orice vrem noi, și să aducem viața noastră, trupurile noastre, energia noastră, zilele noastre, să le prezentăm ca pe o jertfă vie. Doamne, vreau să dispui Tu de mine în fiecare zi, tot restul vieții mele. Deci dacă vrei să fii plin cu Duhul Sfânt, trebuie să exersezi această disciplină a predării voinței vieții tale. Trebuie să renunți să mai faci planuri pentru viața ta. Ce voi mânca, ce voi bea, unde voi locui, cu cine mă voi căsători, unde voi lucra, unde voi petrece bătrânețele și așa mai departe. Toate astea trebuie să le lași Domnului. Și să spui, Doamne, ce vrei Tu să fac? Sunt spusele Apostolului Pavel, imediat după ce a fost mântuit, a predat voia lui Domnul. Și de atunci încolo, el a vorbit serios, n-a fost doar niște cuvinte goare. De atunci încolo, acea predare a voinței l-au dus peste tot. În închisoare, în nesom, în lipsă de mâncare, în lipsă de haine, în trădări, în bătăi, în toate lucrurile. Pentru că a spus, Doamne, ce vrei Tu să fac? S-a adus pe sine înaintea lui Dumnezeu și viața lui i-a dat-o. Romani 6, 12 cu 13. Să vedem dacă cineva poate să citească asta. Romani 6, 12 și 13. Nu oferiți mântrele voastre pe care nu ca unele ale
Deci, la prima întrebare, ce vrea păcatul să facă în tine, în noi? Ce vrea păcatul să facă? Să domnească. Păcatul vrea să pună el de păstru. Vrea să pună el șaua pe tine. Doar că el nu spune asta. El spune, nu, să faci ce vrei tu. Nu trebuie să asculți de mine. Faci ce vrei tu. Și noi credem că facem ce vrem noi. Dar asta înseamnă păcat, să facem ce vrem noi. Nu ascultăm de Dumnezeu. Da? Păcatul vrea să domnească. Păcatul vrea să te controleze. Aici, da? Cui putem să ne dăm în stăpânire trupurile noastre în fiecare zi? Cui putem? Ar fi bine să ne dăm lui Dumnezeu, dar aici spune și asta, dar mai spune ceva. Putem să ne dăm fie păcatului, fie lui Dumnezeu. Eu așa am scris aici. Cui putem să ne dăm stăpânire trupurile noastre în fiecare zi? Păcatului sau lui Dumnezeu? Și noi trebuie să alegem. Fie ne stăpânește Dumnezeu, fie ne stăpânește păcatul. El vrea să domnească peste noi. Acum avem un pasaj în Evanghelia după Luca, la capitolul 9, versetul 23 și 24. Evanghelia după Luca 9, 23 și 24. A găsit cineva? Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine voiește să scape viața, o va pierde, dar oricine își pierde viața pentru mine, o va salva, o va mântui. Deci spune aici să răspundem la următoarele întrebări. Și acum trebuie să treceți pe pagina cealaltă, în lecția 9. Dacă vei urma pe Iisus, cu ce trebuie să începi? Unde trebuie să începi? Dacă voiește cineva să vină după mine, ce am să citi? Care e primul lucru care trebuie să faci? Să se lepede de sine. Dacă îl vei urma pe Iisus, trebuie să începi cu dorința de a te lepăda de tine însuți, sau altfel spus, de a te nega pe tine însuți, de a-ți spune nu ideilor tale, planurilor tale, dorințelor tale. Asta înseamnă să te lepezi de tine însuți. Asta trebuie să faci ca să poți să-ți predai controlul vieții lui Iisus. Repede de sine să-și ia crucea și să mă urmeze. Predarea este aceeași noțiune ca și lepădarea de sine. Nu putem să ne predăm voia noastră lui Dumnezeu, Duhului Sfânt, dacă nu ne lepădăm mai întâi de noi înșine. Asta înseamnă să spunem nu dorințelor firii noastre pământești. Aveți o întrebare pentru o aplicație practică aici și fiecare dintre noi trebuie să ne punem această întrebare și să facem această aplicație. Ce domenii trebuie să predai controlului Duhului Sfânt? Care domenii crezi că în viața ta nu sunt controlate 100% de Duhul Sfânt? Poate este un obicei păcătos. Să nu faci ceva când știi că trebuie să faci. Sau să tot amâni pe ziua de mâine. Sau să faci ceva când știi că nu trebuie să faci. Și lucrul acesta intră în obicei, dragi frați și surori, obiceiurile păcătoase se prind foarte repede de noi. Dacă încep să lipsești odată de la biserică și mai odată, și mai odată, imediat se s-a împământenit un obicei. Imediat, parcă așa a fost întotdeauna. Dacă începi odată să nu mai citești Biblia, și după aia mai odată, și mai odată, odată făceai ceva, și acum încep să nu mai faci, odată și mai odată și mai odată, imediat. Și este foarte greu să reîncepi obiceiul bun de a face ce obișnuiai să faci. Odată obișnuiai să faci. Așa de ușor te obișnuiești să nu mai faci și este așa de greu să te obișnuiești și înapoi să faci. Poate este un obicei păcătos și poate nu-L lași pe Dumnezeu să controleze asta.
Păi nu, 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 asta nu se poate, asta nu. Aici, așa trebuie să facem. Așa trebuie. De ce trebuie așa? Pentru că așa vrei tu? Pentru că așa crezi tu că e bine? Sau spune cuvântul lui Dumnezeu așa? Poate că este o atitudine încăpățânată, se țin legate una de alta. Poate că este teama de părerea oamenilor. Doamne, dar ce o să zică oamenii? Eu știu ce zice cuvântul tău, dar ce o să zică oamenii? Nu, nu pot să fac asta, că mi-e frică de părerea oamenilor. Sau poate că este timpul tău liber pe care nu vrei să-l predai Domnului pentru slujire. Poate să este zeciala sau poate alte domenii. Doamne, am făcut destule. Asta e timpul meu acum. Asta e timpul meu. Nu există timpul nostru. Tot pământul cu tot ce este pe el este al Domnului. Îl lași pe el să te controleze. A doua disciplină care este implicată în umplerea cu Duhul Sfânt este efectiv mâncarea sau umplerea cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci, ca să fii plin de Duhul Sfânt sau plinătatea Duhului Sfânt implică aceste două discipline. Umplerea cu Duhul Sfânt implică aceste două discipline. Mai întâi, lepădarea de sine, predarea voinței tale lui Dumnezeu, Duhului Sfânt, și apoi disciplina de a te umple cu cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că așa te conduce Duhul Sfânt. Acesta este căpăstrul. Aceasta este șaua lui Dumnezeu. Asta ți arată unde să mergi. Da? Duhul Sfânt nu te conduce prin experiențe emoționale, prin vorbire în limbi, prin vise, prin ce simte inimioara ta sau gata, acum ai venit, Duhul Sfânt, este asta. Ai citit cuvântul lui Dumnezeu? Ai studiat? Ai găsit asta în cuvântul lui Dumnezeu? Este în urma rugăciunii? Este în urma studierii cuvântului Dumnezeu? Nu, dar așa am simțit eu. Așa mergeam, prescat, dintr-o dată Duhul Sfânt mi-a zis. Se întâmplă și lucruri din acestea. Și cei care umblă cu Dumnezeu și se lasă controlat cu Duhul Sfânt, înțeleg și aceste impulsuri de moment ale Duhului. Dar acestea vin la o anumită maturitate spirituală. Nu vin în clasele primare, 1, 2, 3. Mai întâi trebuie să vezi abecedarul, din scoarță în scoarță, trebuie să iei notițe, trebuie să-ți faci teme, trebuie să memorezi versete, trebuie să mănânci, să mănânci, să mănânci pur și simplu cuvântul. Și astfel, Duhul Sfânt te poate controla. Cum a reușit Iisus din Nazaret să fie Fiul preaiubit al Tatălui, despre care a mărturisit Dumnezeu? Acesta este Fiul meu preaiubit. Cum a reușit El să se lase controlat de Duhul Sfânt? Duhul Sfânt l-a dus în pustie, Duhul Sfânt l-a dus la Ioan la Iordan, Duhul Sfânt l-a dus acolo, Duhul Sfânt l-a dus acolo. Cum a reușit El să răspundă diavolului și să respingă ispitele diavolului? Cum? A zis, stai să spun ce am visat eu azi noapte, tu nu ești de la... Da? Nu. A spus, este scris. Este scris. Stai să spun ce simt eu acum. În grădina Ghețimandă, unde Iisus a simțit o tristare de moarte. A simțit că nu vrea să meargă la cruce, nu vrea să fie trădat, nu vrea să fie batjocorit. A zis, Tată, dacă este cu putință, să treacă asta de la mine. Dar Duhul Sfânt a zis, nu, este scris. Așa trebuia să se întâmple. Și tocmai pentru asta am venit. De aceea a zis El, asta am să fac. Nu pentru că așa am visat azi noapte, nu pentru că așa am simțit eu, nu pentru că îmi face plăcere, ci pentru că așa este scris. Pentru asta am venit. Umplerea cu cuvântul lui Dumnezeu este a doua disciplină ca să fii practic umplut de Duhul Sfânt. Dacă poate cineva să citească Coloseni 3 cu 16, un verset care trebuie să-l aveți memorat. Învățați-vă și sfătuiți-vă unul pe altul. Psalmi, cântări de laudă, cântări spirituale, cântând cu har Domnului în inimile voastre. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Domnul
Domnul Iisus Hristos a spus, nu ce intră pe gură scurcă pe om, ce iasă pe gură, căci din belșugul, din adâncul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din misteria inimii lui și omul rău scoate lucruri rele din misteria inimii lui. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Nu doar așa pe aici, pe acolo, să știm cine e David, să știm cine e Avram, să știm evenimentele din Biblie. Din belșug să fim înrădăcinați în el. Să cunoaștem bine. Atunci Duhul Sfânt ne poate călăuzi. Știți că atunci când diavolul a văzut că Domnul Iisus, sau mă rog, Iisus din Nazaret, cum îl considera el, a răspuns așa de bine folosit cuvântul lui Dumnezeu, următoarea ispită a fost prin cuvântul lui Dumnezeu. Pavel a spus, vegheați, aveți grijă, că se vor ridica mulți învățători falși, dintre voi se vor ridica profeți mincinoși. Și nu veți sta în picioare și nu veți ști să deosebiți dacă nu mâncați cuvântul lui Dumnezeu, dacă acest cuvânt nu locuiește din belșug în voi. Diavolul cunoaște foarte bine cuvântul lui Dumnezeu. Și el știe cum să ne ispitească prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea sunt o grămadă de oameni ispitiți prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea sunt atâtea denominațiuni care toți spun că ei cred în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că diavolul poate să te ispitească prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea v-am spus de mai multe ori, da? Nu oricine iasă la televizor sau pe internet cu o Biblie în mână și rostește numele lui Dumnezeu, este și slujitorul lui Dumnezeu. De aceea cuvântul lui Dumnezeu trebuie să locuiască din belșug în noi. A fi plin de Duhul este același lucru cu a fi plin de cuvântul lui Dumnezeu. Când ești plin de cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt are metode, are ce să apuce în tine și are prin ce să-ți vorbească. Dacă aștepți să-ți vorbească prin cursusul blând la ureche sau prin alte lucruri emoționale, nu vei auzi pe Duhul Sfânt. Dar dacă va locui cuvântul lui Dumnezeu din belșug în tine, Duhul Sfânt poate să-ți spună, du-te acolo, du-te acolo, fă aia sau fă cealaltă. Prin cuvântul lui Dumnezeu, El îți va spune, va pune în mintea ta, este scris. Și vei ști ce trebuie să faci. Da? Dar din nou, trebuie să-L cunoști mâine. De obicei, la școlile biblice, atunci când se studiază această materie hermeneutică sau interpretarea Bibliei, se folosește aceeași ilustrație. Am auzit de multe ori, am folosit-o și eu, când am predat această materie, spune că era un creștin, un om care spunea să vorbească Duhul Sfânt și în fiecare dimineață deschid Biblia, omul se deschide, pun degetul și asta vorbește Dumnezeu. Asta nu înseamnă ce spune aici cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Asta înseamnă să deschizi ușa diavolului să te poată păcăli prin cuvântul lui Dumnezeu. Da? Și erau trei porțiuni, una mai rea decât cealaltă, unde a deschis, dar am zis da, du-te și s-a dus și s-a spânzurat. Eu, dar după ce a dat banii apoi, s-a dus și s-a spânzurat. Și era, cred că nu am deschis bine, deschid altundeva și a deschis ce ai de făcut, du-te și fă repede. Și a nimerit din lac în puț, da? Nu așa se mănâncă din cuvântul lui Dumnezeu, ci așa cum ne hrănim și trupul ăsta. Ai nevoie de fructe, ai nevoie de legume, ai nevoie de carne, ai nevoie de lichid, ai nevoie, trebuie toate la timpul lor și trebuie acolo unde trebuie. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Este tot una cu a fi plin de Duhul Sfânt, să fii plin de cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este autorul cuvântului și El folosește cuvântul ca să ne dea biruința asupra firii pământești. Nu știm cum să biruim firea, nu știm cum să aflăm voia lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să locuiască din belșug în noi. Pur și simplu. Să-L punem acolo. Trebuie să hrănim omul cel nou care locuiește în noi, pentru că el să devină mai puternic și să preia urma vieții noastre. Este uimitor când vezi creștini simpli, needucați, în vârstă, cu puține capacități din punct de vedere al lumii acesteia, care reușesc să fie binecuvântați de Dumnezeu și să facă ce trebuie în viață și Dumnezeu dă mărturie despre ei și ei ajung să fie mărturie și chiar să conducă pe alții la Domnul. Atât de simplu.
Și vezi alții care sunt atât de sofisticați și știu multe și sunt apreciați și respectați în lume și nu reușesc să atragă binecuvântarea lui Dumnezeu peste viața lor și a celor din jurul lor. Se împotmolesc. Pentru că nu ține de inteligența noastră. Ține de Cuvântul lui Dumnezeu, ține de Duhul lui Dumnezeu. Facem ce spune Dumnezeu, El va face ce a promis să facă. Trebuie să hrănim omul celor. Deci ce faci în mod regulat ca să pui Cuvântul lui Dumnezeu în viața ta? În mod regulat, ca să nu mor de foame, ce faci? Mănânci, nu? În mod regulat, așa e? În mod regulat mâncăm. Și dacă sărim peste o masă care știam noi că trebuie să fie acolo, bine, unii mănâncă de 2 ori, alții de 3 ori, alții de 5 ori, alții de 7 ori, alții odată, da? Dar fiecare și-a făcut în mod regulat și mănâncă în mod regulat, în fiecare zi. Și atunci, de ce credem că nu trebuie să facem așa cu omul cel nou? De ce lăsăm omul cel nou să moară de foame? Cum o să știm noi voia lui Dumnezeu dacă nu mâncăm în mod regulat? Dacă nu hrănim omul cel nou? Deci ce faci în mod regulat ca să pui Cuvântul lui Dumnezeu în viața ta? Aveți animale, cum le hrăniți? În mod regulat, nu? Da. Mai bine mă hrănesc pe mine, dar păi ea trebuie să mănânce, nu? În mod regulat. Tot așa trebuie să hrănim și omul cel nou. Galateni 5:16 ajungem la versetele care le-am citit la început. Ce spune să faci ca să învingi obiceiurile păcătoase? Poate să citească cineva din nou Galateni 5:16. Foarte clar. Ce trebuie să faci? Nimica. Foarte bine. Luăm călăuziți de Duhul. Și să nu împlinim poftele cărnii. Da. Umblăm călăuziți de Duhul. Cum ne călăuzește Duhul? Prin Cuvântul lui Dumnezeu? Și ce mai implică? Că trebuie să predăm voia noastră. Să ne lepădăm de noi înșine. Să ne lăsăm să pună căpăsturi și șaua peste noi. Nu știu dacă... Cred că ați auzit, frații mai în vârstă asta. Era o expresie. Ca să pună șaua pe tine. Da. Exact lucrul ăsta însemna, nu? Asta ajungi tu să fii sub comanda mea. Da. Va fi ușor acest lucru. Versetul 17. Zice, căci carnea, firea pământească, poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva cărnii și acestea sunt opuse una altea ca să nu puteți face ce voiți. Va fi ușor să umblăm după Duhul și să nu împlinim poftele cărnii? Nu va fi ușor. Nu va fi ușor. De ce? Spune aici. De ce? Nu va fi ușor. Aici puteți spune nu. De ce? Pentru că este un război. Este un război. Între carne și Duhul este un război. Între cel care vestește Cuvântul lui Dumnezeu și firea pământească este un război tot timpul. Da? Fratele Paul Gemmer vorbea despre anumite lucruri cu fetișor, pentru că duminică ne-am uitat la asta, despre ostilitatea care este în lumea aceasta, care este dușmană de Dumnezeu, față de Dumnezeu. Și se manifestă această dușmănie, ostilitate prin diferite feluri. Și unul din metode, spunea fratele, sunt oameni care ascultă predici. Deci, din când în când vezi câte unul plin de ură. Deci unul stă acolo și este mișcat de Cuvântul lui Dumnezeu și îi dau lacrimile și primește. Și altul, așa îmi curge. Aceeași predică. Da. Sunt opuse una alteia. Firea și Duhul sunt dușmani. Este un război acolo. Firea suntem noi. Dorințele noastre, mintea noastră. Sentimentele inima noastră. Și Duhul este Cuvântul lui Dumnezeu. Nu va fi ușor, pentru că este un război. Bine, o să ne oprim aici. Patru adevăruri este următorul punct despre umplerea cu Duhul Sfânt. Este o poruncă, literalmente. Nu spune dacă vrem sau ar fi mai bine. Nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Fiți plini de Duh. Lăsați-vă controlați. Voia lui Dumnezeu este să vă lepădați de sine și să vă lăsați controlați de Cuvântul lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu. Să lăsați
lăsați pe Dumnezeu să pună șaua pe voi. Este o poruncă, este pentru toți creștinii, va avea loc dacă ne mărturisim păcatele și o să vedem mai în viitor, nu se face o singură dată. Nu se face o singură dată. Trebuie să facem din nou și din nou, în fiecare zi, această luptă. Bine, este minunat că Dumnezeu ne învață, ne spune lucrurile acestea și că El vrea să ne folosească. Și mă rog ca Domnul să ne folosească pe fiecare pentru slava Sa.